În cursul zilei de astăzi s-a desfășurat o nouă ediție a Bursei Generale a Locurilor de Muncă. La Vaslui, rata prezenței a fost, ca de obicei, destul de scăzută, chiar dacă în această săptămână sunt aproximativ 500 de locuri de muncă vacante la cele trei agenții locale din Vaslui, Bârlat și Huș. Deși pentru cei care primesc indemnizația de șomer prezența este obligatorie, altfel riscă să nu primească banii oferiți de guvern, puțini au fost cei care au răspuns invitației din partea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Vaslui. Mare parte dintre cei 38 de angajatori din județ prezenți s-au arătat surprinși neplăcut de acest fapt. Ei nu găsesc explicații vis-a-vis de modul cum au înțeles cei care doresc să dobândească un loc de muncă să fie prezenți la astfel de acțiuni. Din păcate, cum bine spunea unul dintre angajatori, vasluienii, și nu numai ei, s-au cam obișnuit să primească bani nemunciți. Ar cam fi cazul să se schimbe această optică păguboasă. În cadrul bursei locurilor de muncă organizată astăzi, 20 aprilie, de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, persoanele care doresc să obțină un loc de muncă au avut de ales dintr-un număr de 479 de locuri de muncă vacante, puse la dispoziție de 38 de agenți economici din Vaslui. Bursa locurilor de muncă s-a desfășurat concomitent la Vaslui, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, la Bârlad, la Casa Armate și la Huș, la Centrul Militar, cu începere de la ora 9. Pentru această acțiune au fost contactați peste 1300 de agenți economici din județ și au confirmat participarea un număr de 38 de agenți economici care au oferit 479 de locuri de muncă vacante într-o gamă variată de meserii, atât pentru persoane cu studii medii, cât și pentru persoane cu studii superioare. Sunteți prezent la Bursa Locurilor de Muncă de la Vaslui. Am dorit să vă prezentați, să spuneți ce firmă reprezentați și dacă se poate, cu ce se ocupă firma și cam ce profesii, ce meserii puneți la dispoziție. Sunt administratorul lui SC Plasturi LC SRL cu sediu în Iași, puncte de lucru Vaslui, Vatra Dornei, Sinaia, Buștenie, TK. Firma are ca domenii de activitate proiectare, execuție, expertizare în toate tipurile de construcții, de la construcții metalice, din lemn, din beton, agricultură, servicii, turism. Deci cam asta ar fi paleta principală. Ca activitate principală ne ocupăm de gestionarea deșeurilor regenerabile, dezmembrări auto și alte activități. Am scos un număr de peste 60 de locuri de muncă pe aceste domenii de activitate, în care, din păcate, s-au prezentat foarte puțini solicitanți pentru a dori locuri de muncă. Am înscris până în prezent doar 10 persoane care au dorit să fie intervievate și care să fie angajate. Îi așteptăm luni. Am luat datele de contact, îi așteptăm luni la sediul firmei din Vaslui, în care să-i intervievăm și să-i angajăm. Sperăm ca oamenii, într-adevăr, să vrea să muncească. La noi plata se face în acord individual, ca în Occident. Este vorba de plata pe unitate de măsură, înmulțit cu cantitatea făcută. Nu angajăm decât cu contract de muncă. Am întâlnit suficiente cazuri când mi-au solicitat să-i angajez la negru. Noi nu angajăm așa ceva. Iar cei care doresc să vină să câștige bani, pot să câștige lejer la nivel de muncitor calificat de la un 2500 de lei la 4-5000 de lei, bani în mână pe lună, cu condiția să fie realizat. Iar muncitorul necalificat poate trece lejer de 1500 până către 3000 sau chiar mai bine de lei bani în mână, tot cu condiția să fie realizat. Din păcate, astăzi nu sunt mulțumit de cât s-au prezentat, ceea ce arată că își face în continuare efectul acest sindrom național, dar care este foarte pregnant în Moldova, de a da bani nemunciți la cei care nu vor să lucreze, la șomaj, ajutor de șomaj și asistența socială. Până nu se vor scoate aceste pomeni electorale și politice, România nu o să aibă forță de muncă. Ăsta este principalul motiv pentru care lumea nu se prezintă. Ar mai fi și altele?
Ar mai fi și altele, dar principalele astea sunt, pentru că sunt foarte mulți, au venit mulți la noi la firmă să-i angajăm la negru. I-am întrebat de ce nu lucrează, păi zice, luăm banii de la șomaj sau de la asistență socială, mai muncesc o săptămână la negru și stau liniștit acasă, merge și vechimea. Fără să fie conștiente autoritățile că acești bani care îi dau pomană sunt din banii noștri care îi muncim. Ori pentru asta ar trebui să se facă ceva. Cât timp nu se va face ceva în sensul ăsta, nu o să avem nici forță de muncă calificată, nici forță de muncă necalificată de niciun fel. Pentru că stau în cârcium de dimineață până seara cu banii noștri. Ne spuneați la început că aveți mai multe puncte de lucru în Moldova și poate nu numai. Același lucru se întâmplă cam peste tot? Nu. Este de notorietate zona Moldovei. Cum treci de la Focșani în sus până la Piatra Neamț, este firul roșu, Galațiu, Bârladu, Vaslui, Iașu, în care cota de nemuncă și de oameni care au fost învățați puturoși este de 200%. Tocmai județele printre cele mai sărace din țară, cu mulți romeri, dar care nu caută locuri de muncă. Este puțin surprinzător, ca să zic așa. Nu, pentru că politicienii care s-au perindat de 28 de ani au dorit să aibă masă electorală care să fie manevrată, să fie nepregătită pentru a putea câștiga și conduce. S-au dictat după proverbele vechi, dezbină, lasă-i în neștiință și conduce, că altfel nu poți să-i conduci. Vă mulțumim și vă dorim ca din cele 60 de locuri scoase, cât mai multe din ele să fie ocupate în scurt timp. Sperăm să vedem ce se mai adună la Iași, la Pașcani, la Bârlad, unde avem oameni puși. Sperăm să-i faci. Dacă nu, aducem din altă parte, care vor să muncească. Vă mulțumim. Plăcere.